Pentru combaterea manii viței de vie, produse de ciupiarca Plasmopara viticola, vă recomandăm cel mai nou și mai eficient fungicid Zorvec Vinabria, elaborat de compania Corteva AgriScience. Zorvec Vinabria aparține unei noi familii chimice de fungicide pentru combaterea bolilor cauzate de ciupercile oomicete. Zorvec Vinabria are efecte multiple asupra ciclului de viață al agentului patogen. Acționează preventiv, curativ, eradicant și antisporulant, având o eficacitate sporită și de lungă durată. De asemenea, acesta protejează și frunzele tratate până când acelea cresc, la stare noi și frunzele noi formate. Zorvec Vinabria este absorbit rapid de către stratul ceros al plantei la mai puțin de o oră după aplicare. În așa fel, oferă o rezistență mai mare la spălare. Chiar în situația când apar precipitații imediat după aplicarea produsului, Zorvec Vinabria nu este necesară repetarea tratamentului. Zorvec Vinabria este o combinație de două substanțe active, oxatiopiprolin și folpet, cu o activitate biologică remarcabilă împotriva patogenilor. O excelentă activitate translaminară, sistemică și acropetală. Oxatiopiprolin aparține unei clase chimice noi și este prima substanță activă din această grupă nouă, care combină acțiunea biochimică și genetică pentru a controla tot ciclul de viață al agentului patogen. Recomandăm administrarea Zorvec Vinabria preventiv în loc de două aplicări consecutive, efectuate la interval de 10 zile. Primul tratament la începutul înfloririi, urmat de al doilea tratament la sfârșit de înflorit. Zorvec Vinabria înseamnă un nou standard în combaterea eficientă a manii viței de vie. O protecție de lungă durată, protejează lăstarii noi, oferă un control fiabil chiar și în condiții de mediu dificil. Exclude repetarea tratamentului în caz de ploaie. Oferă o rezistență la spălare, un management de încredere al rezistenței. Performanța produsului rămâne pe termen lung. Nu influențează procesul de maturare sau fermentare a vinului. Deja de, lucrând de 25 de ani, ocupându-mă cu cultura de viță de vie și agriculturii întregime, au fost multe testate, foarte multe de preparate, începând cu cel care atunci, pe când timpuri când erau de contact, de la piatra vânătă și sulf, am ajuns la acestea preparate care sunt niște preparate sistemice, care au deja o protecție mult mai mare a culturii. Din 85 de hectare de viță de vie, avem 40 de hectare sunt soiuri tehnice și 45 de hectare sunt soiuri de masă. În cultura viței de vie avem probleme cu mana, făinarea. A fost un an foarte greu, deja pe timp de 2 săptămâni de zile au fost în continuu precipitații, ceață, ceea ce nu iubește cultura viței de vie. Între cele 5, 6 sau 7 tratamente care le facem noi în tot anul, ne folosim foarte mult de preparatele de la Corteva. Dacă până acum ne-am folosit de Tanus Tolendo, în anul acesta am început a testa și a folosi un preparat ca Zorvec Vinabria, care l-am folosit până la înflorire și după înflorire. Un avantaj îl are acest preparat, fiindcă atunci când el l-ai administrat și în timp de o oră, el își începe a face efectul și ajunge, dacă în caz de ploaie sau ceva, ești protejat în timp de 10-12 zile. Cel mai bine de aplicat tratamentele preventive. Boala se previne, dar nu se lecuiește, cum spun medicii. Așa și planta. Ea iubește să fie tratată preventiv. Despre produsul Zorvec Vinabria am aflat de la reprezentanții Corteva, care în multe seminare și discuții am avut cu ei. Acest preparat are o acoperire lungă a viței de vie, adică de la 10 până la 14 zile.
este, protejează planta, protejează creșterea nouă care o are butucul, vița de vie. Și este un preparat la mere păreri, observând tot, este un preparat foarte bun. Se face un tratament cu un fel de cu o substanță activă, se trece la altă substanță activă ca să nu se facă rezistența și boala și vătămătoare. E clar că îl recomandăm și noi suntem, desi ori noi începem, suntem printre primii care administrăm acela. Atunci când avem rezultate și atunci când vedem că el a avut un efect foarte bun, e clar că noi ne vom împărtăși cu vecinii, cu colegii care mai cresc cultura viței de vie. Soiurile de masă, în deosebi acele soiuri ca prezentabilul și codreanca, o mai mare parte, strugurii noștri ajung în România și Ucraina, aici mai pe aproape. Eu știu, poate în viitor, ori apare și Uniunea Europeană. E clar că folosim aceste produse tot dintre același, considerent că acum, da, și înainte, erau tot strugurii, treceau o mare testare la rezidurile pesticidelor. Și de aceea, folosind toate aceste pesticide, noi foarte atent ne uităm și vedem ca să nu avem probleme atunci când merg realizările, să nu-i ducem nici noi pe cumpărătorii noștri să aibă și ei probleme.